Cetățenii din Buhoci sunt din calea afară de supărați pe primărie, care îi obligă să plătească o taxă de pază, deși sistemul de monitorizare și supraveghere cu camere video nu funcționează. Ei vor să știe unde sunt camerele de luat vederi și unde se duc banii lor. Din anul 2011 tot să bag cu pumnul în piept că camere luat vederi, că sunt, că există, ele de fapt nu există. Deci noi plătim o taxă de 30 de lei, au fost acum, chipul a scăzut-o la 15 lei pe an. De familie, se adună, când era 30 de lei, se adunau, dacă faceți un calcul, aveau 2500 de familii, zic, cam atât ar fi, ei știu mai bine, cred că se adună vreo 600-700 de milioane bani care îl sper de urma, căci că merg în paza obștească. Care paza obștească? Cu camerele la vedere, vede cineva cu camerele la vedere? Este cicuna la primărie, care mi se pare și normal să fie, în primul rând la primărie, la poliție sau nu știu ce, dar în rest nimic. Petenții susțin că spargerile s-au înmulțit și că hoții își fac de cap, mai ales în satele izolate. De ce să mai plătească taxă de pază dacă paznici nu există, camere video nu există, iar primăria refuză să le explice cum au fost folosiți banii? Sate de astea izolate, de care primarul nici în trecut nici acum, nu-i doare nici capul, suntem a nimănui. Bălării pe marginea drumului, se sparge din asta, m-a vandalizat la un prieten un automobil de lux, chiar vă scriam în petiția acolo, nu știu. Dă și mie o înregistrare. Ce că nu, o să montăm de acum, că nu sunt. Dar ce, oprești bani de atâta timp? Pentru ce? Pentru ca să își bage ei bani în buzunar, destinații necunoscute? Ieri am venit să plătesc, cum vă spuneam, taxa de salubritate pe anul trecut și mă înștiințează casierul de aici că vezi că a venit și pensia de handicap a lui soacră ta. Dar auzi primarul să nu-ți dau pensia până nu-ți plătești paza pe 2 ani, însemnând 60 de lei. Ce legătură are una cu alta? Unde sunt camerele de luat vedere? Păi dumneavoastră să ne spuneți unde sunt. Unde sunt? Păi dar cine le-a văzut? Unde sunt? Eu n-am văzut nicio cameră de luat vedere nicăieri. Pentru ce plătim paza să obștească? Nora mai auză că vine la primărie și o să scrie nu-i de acord cu așa ceva, nu mai plătim. Eu am o singură pensie, soțul îmi mor de 23 de ani. Am ieșit la colectiv și eu n-am beneficiat și eu de produse de este la Uniunea Europeană. Nu am dreptul, că trec cu 4 lei. Spuneți-mi de în ce sat sunteți? De la Coteni. Și nu aveți acolo pază? Nu. Nici camere de luat vederi? Nu. Că s-au furat prin sat pe la noi chiar acum, de vreo 2 săptămâni, la o cumnată de-a mami. O intrat și eu spart la beș, eu luat vin, eu străcat-o de mijloc de 50 kg de vin și prin toate casele aproape sparg și fură. Oamenii au ridicat problema și în Consiliul Local Buhoci, dar mare lucru nu au rezolvat. Li s-a spus că acest sistem trebuie întreținut și că există camere video, dar locurile în care sunt amplasate sunt secrete pentru a nu fi distruse de hoții de lemne. S-a invocat faptul că sunt camere și că există și această posibilitate conform legii ca camerele care sunt în comună să vizualizeze anumite situații care ar putea apărea. Înțeleg că nu sunt nici aceste camere. Înțeleg că nu sunt nici aceste camere. De unde înțelegeți? Înțeleg din expunerea făcută de către viceprimar și de către domnul primar și mergând la fața locului să văd dacă aceste camere. Răspunsul care l-am primit de la dâns a fost că aceste camere trebuie puse fără să știe cetățenii unde sunt localizate aceste camere, în așa fel încât să nu fie distruse sau ceva de genul acesta. Ceea ce mi se pare mie incorrect este faptul că se dau răspunsuri evazive, cel puțin atât cetățenilor cât și consilierul local. Primarul comunei Buhoci recunoaște că sistemul funcționează doar parțial, iar în unele sate nici nu a fost instalat. În Coteni și Buhocel nu există camere video, iar în Buhoci sunt 7 camere, din care 6 nu funcționează. Doar cele montate în satul Bișghir sunt în stare bună. O parte din cetățeni sunt îndreptățiți. Mă refer la satele din Buhocel și Coteni, dar Buhociu și Bișghiru deja sunt montate acele camere de luat vedere în diferite puncte mai vulnerabile, așa, stabilite de către conducerea primăriei la timpul când au fost montate. Ce pot să spun? Ei spun că nu există, că nu le-au văzut. Bine, asta înseamnă că dacă ar fi văzute de toți cetățenii, vă dați seama, nu și-ar mai avea efectul. Până acum, taxa de pază a intrat în bugetul local. Primarul susține că de azi înainte banii vor fi adunați într-un cont separat, urmând să fie folosiți numai pentru întreținerea instalațiilor și achiziționarea de camere video performante pentru satele Coteni și Buhocel.